acasă. Cum arată această saună de lux la care tu spui că merg și foarte multe VIP-uri, toate din aceeași comunitate gay? Cum arată această saună? Noi avem câteva imagini pregătite pentru dumneavoastră. Iată cum arată sauna aceasta de lux. Două persoane cu orientări sexuale condamnate de biserică au vorbit despre presupusa prezență a preotului Cristian Pomohaci la o saună de gay renumită din Viena. Ei bine, am reușit să facem rost de imagini din interiorul saunei, mai exact, un tur complet al locației. Este într-adevăr cea mai cunoscută saună din Austria, care e frecventată de cele mai bogate persoane din întreaga lume. Ce putem spune e că, într-adevăr, este o locație de lux. O locație opulentă, unde persoanele cu alte orientări sexuale, care au mulți bani, merg să se relaxeze și, de ce nu, să-și găsească un partener pentru o aventură sau pentru o relație de durată. Acolo sunt trei etaje. Sus la etajul 1 este garderoba, la parter este barul și unde poți să mănânci restaurantul și alte cabine pentru VIP, iar jos sunt bazinele, sauna, cabinele, dar acolo este lumina obscură. Așadar, martorul pare să știe foarte bine locația. Așa cum se vede în imagini, la parter este zona de restaurant cu mese, dar și cea de bar, unde îndrăgostiții se pot îmbia cu licoarea lui Bacchus înainte de a merge la sauna. Arhitectura clădirii este una deosebită, parcă a intra într-o biserică frumos pictată și cu lumini calde, iar pereții parcă ar fi sculptați după altarul unui lăcaș de cult. De la parter, domnii sunt așteptați la etaj, în camerele roșii, unde ar putea fi relaxați cu un masaj de specialitate. Locația de lux este prevăzută și cu dușuri frumos amenajate. La subsol este cea mai fierbinte zona a locației. Aici sunt mai multe saune și piscină, unde bărbații merg să socializeze mai mult și să se cunoască mai bine. Se pare că aici ar fi fost văzut preotul Cristian Pomohaci, dezbrăcat și cu un prosop în jurul taliei. Asta după cum povesteau cei doi martori. De cum cobori scările, poți observa decorul spectaculos cu lumini difuze, dar și statuete dezgolite. Pereții subsolului sunt pictați cu bărbații dezbrăcați complet, dar și anumite scene de ochiate. Locația este prevăzută cu dușuri, șezlonguri și o piscină unde domnii își pot relaxa mușchii, poate obosiți.